Pornește într-o călătorie culinară alături de Lidl și șefi fără limite. Lidl, meriți să fii surprins. Am ajuns într-o locație de vis. Superbă. Te simți ca într-un vis și când vise. Ai nevoie de peisaj, de view, de culoare, de liniște. Băi, ăsta e visul. Este super, este spectaculos. Hello. Hello. Calimera. Calimera. Welcome. I'm Dana. Dana. I'm Vicky. Nice to meet you. I am Vicky. You saw all this lovely thing we have around. I live in Limnos, but I was born in Australia, in Sydney, and I came here with my family because my parents decided to move to Greece again. Anyway, I found my way around, then a big love came up, and then finally I got married with Kostas. Kosta is from Limnos. My daughter is 36, Artemis. We want to show us your my kitchen. Kitchen. Yes, please. Let's go. Because we want to cook today. Ne-am întâmpinat o familie de vis, atât de caldă familia. So, beautiful. Welcome to Endless Blue. Endless Blue? Yes, Endless This is... Blue. Oh, very nice place. Very nice place. This house began in 2003. We started building. It was an old farm for sheep. And it was going down. And we were going to lose the building. So we decided to rebuild. And slowly, 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 it came up as it is. It's not finished. It needs a lot. But it's okay to live in. All the money is the view. That's what we say here in Greece. It's made with lots of love and lots of care. Beautiful. Thank you very much. This is everywhere. My daughter. Wow. Dania. Dania, yes, my lovely Dania. She draws a lot. Wow. My first daughter. She's still here. She's around. But she's not with us. Before 3 years, we lost her. Cancer, of course. Breast cancer. The first thing the doctor said, she was 20 years old. And they gave her time 6 months with 1.5 year. I slapped the doctor and I said, you don't know my child. She was fighting 14 years with cancer. She lived up to 34, but she had a full life. She did everything. She lived every moment. She wanted to do everything. And what I say sometimes to people that my daughter lived up to her 34, but her life was so full than a lady 80 years old haven't done what my daughter did. Life wasn't easy for me. Life wasn't easy, but you know, you keep going. Nobody has stopped fighting. Nobody. Everybody has to fight for everything. Eu cred că atunci când îți pleacă copilul în altă galaxie, nu există nimic mai dureros. Deci, credeți-mă, mă rog la Dumnezeu tot timpul să nu cumva să fiu în poziția aia în care să-mi plece copilul meu, știi? Deci asta să-ți... Nu concep, e crunt. Adică... E crunt. Îți dorești să mori tu, să pleci, să nu mai simți durere. I know she's here. I know she wants me to go on, so I will. You keep going. You fall down and get up again. Ce să vezi, am ajuns undeva lângă o străduță unde mașina nu prea avea acces. Am văzut o casă frumoasă pe dreapta noastră. Hello. Hello, sir. Did you order a brunch? Yes. Please. Oh, perfect. Thank you. Au ieșit niște oameni foarte primitori. Super foarte calzi. I'm Daniel. Daniel. Nice to meet you. Daniel. Good. My name is Pantelis Bravlis. I am 56 years old. I am a photographer. Wow. We have a photographer in our team. Am mai aflat că doamna nu vorbește engleză. Okay. So I translate.
She is the manager of a transport company here in Limnos. Okay. Doamna a fost handbalistă, n-am reținut numele echipei, dar au fost și patru românce care au jucat aici, la echipa la care juca și doamna. Here we are. Oh, it's very nice. Și ne-au prezentat minunata casă, nu foarte mare, dar foarte cochetă, foarte fain aranjată. Într-un stil tipic grecesc, multă marmură, obiecte clasice, frumos. Cu o bucătărie, din păcate, cam mică. The fridge is over there, yes. Sper ca și frigiderul lor să fie destulat și cămara la fel, că dacă nu ne-am mars rău. It's good, we have a lot to work with. Era extra plin, doar că nu prea era ce puteam noi să folosim. Multă bere și alcool. Do you have any eggplants here in the fridge? No. Zucchini? No. Din păcate, avem de făcut salată de vinete, dovlecel și ardei copt. Uite ardei copt. Gata, moșule. Partea bună este că am găsit la ei în debara ardei deja copt. Avem nevoie de vânătă. Avem nevoie de dovlecel, usturoi și roșii. Trebuie să încercăm să vedem dacă le găsim la vecini. Good morning! Good morning! Welcome! În fața casei am observat o doamnă blondă, zâmbitoare. Hello! Welcome! My name is Eleni. Tania? Eleni? Eleni. Eleni Nazzi. I am 58 years old and I'm living here for about 22 years. Welcome! Very, very beautiful house. Cel mai frumos lucru care ne-a marcat a fost momentul în care din bucătărie, din sufragerie, am ieșit pe terasă. Wow! Welcome! Carimera! Carimera! Doamna pe terasă ne aștepta pe noi cu două prietene ale ei foarte drăguțe. Tania! Claudia! Wow! Am rămas un pic mască, că de acolo s-a văzut marea, s-a văzut dealurile. Wow! Deci... So beautiful! Deci e nu există, mi se zbârlește și pielea. Atât de frumos, un peisaj mare. Doamna spunea că nu poți să-ți imaginezi cât de frumos este răsăritul. I'm not from Limnos, but I saw that and I loved it, so I stay for good here. I born in Ioannina and I grow up in Athens. My job was in the army, I was an officer. And I came here in 92 for the first time and I didn't want to go back. So I bought this land. There was nothing here, only sheep and other animals. So I decided to build that house. I'm here for good now. Wow, wow, deci nu pot să zic altceva. What you like to eat? Marmalades, home marmalades. My friend Mary have many fruits. So many fruits. She gives me and make marmalades with that. Hello, I am Maria Papadopoulou. I'm not from here, from this island, but I am living here permanently about 20 years. The life is more beautiful from a town. What you have me need to think so? What's your name? Prietena ei acea cu marmelada. Noi cât acolo făceam cunoștință cu bucătăria. What would you like to cook? Oh! I need this! Oh my God! Super sexy shorts. Era un shorts. Wow, deci... I can cook with you! Am zis, Tania, asta tu ești, doar că și Tania arată foarte bine ca femeie. Deci, în momentul ăla m-am sperat că nu o să mă uit foarte mult la short și mă gândesc că de treaba noastră. Hai să întrebăm de frigider. You have olive? We don't have olive? Oh. Ce crezi? Nici ulei de măsline, nici măsline n-avea. Iogurt? Iogurt? Yes. No. Am zis că nu e adevărat, deci mi-a picat fața. Un pic am stat cu morcovii în că ce facem astăzi? Și doamna Eleni zice că o casă galbenă nu departe de pe terasă se vedea. This made the olive, the yellow one. Sunt producători, cultivă măsline și au și ulei de măsline. Okay. So, opposite of the yellow house, there is a farm. Mr. Yanis has that. Mr. Yanis. Ce zi vă dă cea mai bună brânză și cel mai bun iaurt de capră. Thank you very much. Thank you. Thank you.
Da, am cules struguri. Știu, mă, de unde să-i rup. Ia uite, cu unghii așa să rup. Ia uite. Cam câți avem? Mai avem până la 10 kg, hai. Cât avem, oare? Da, avem un c***. Avem mare lucru. Hai mai încolo, că nu suntem la 10 kg, suntem la vreo 4 kg acum. Ok. Da? Hai să mergem mai încolo. Hai că am găsit bine, hai. Bun. Hai că eu am găsit un sistem. Îi tăiem și mai punem mâna. Păi, asta fac și eu, tai, stai pe jos și după aia aduc. Haide. Strategie din poziția asta. Majoritatea strugurilor sunt pe jos. Când dai de mai mulți, îi tai, îi lași să cadă și pormă ei și pui în lagă, așa am făcut. Ia uite, ia uite ce e aici. Cei mai mari struguri am găsit jos, ascunși sub frunze. Și atunci strategia a fost să căutăm cât mai mulți struguri mari, să nu ne pierdem vremea cu ea amărunți. Și am sărit destul de repede de la plantă la plantă. Dar nu avea 10 încă? Nu cred că avem 10. Cam cât are? Are, dă-mi jumătate, că nu sunt 10 kg. E la 10? Da, eu zic sunt cântăre. Hai să mergem. Nu am luat-i singur. Nici 5 kg vreme n-am. Ia, dă-te un pic. Dă-mi un pic. 7 kg, hai. 7 kg, ok. Hai să vedem. Dacă veniți și cântăriți, va trebui să extrageți alt carton. Adunat, trebuie să ajungem la 10 kg, corect? 7 kg avem. Hai, stai așa să luăm, să luăm tara. Deci avem 7,50. Un kg 7,50, da? Da. Hai. Ce ți-am zis, mă? Exact, ceva de genul ăsta, aproape de 7 kg. Da, cântar, termometru, știu mai mult. Eu mă simt vinovat, a fost, adică eu cum v-am propus asta. Da, nu, greșeala e că n-am pus eu piciorul în prag, să zic, stai un pic, că mai avem până la 10. Hai să mergem la altul de la. Ia, stai așa, că ce vre. Nu e bun. Nu? Nu e copt, este verde. Right. Uite, am ajuns deja. Mi-trez cu el asturs. Hai că-s frumos și am luat pe... Thank you, you know. I need another card, please. Mai tragem un bilețel. Sita. Sita? Sita. Sita. Hai la Sita. Stai așa, 3 kg mai avem nevoie. Da. Următorul bilețel n-a mai fost atât de norocos. Dar ne plimbam pe rândul ăla și ne uitam după semn, știi, da? M-a ridicat. L-a ridicat să vadă bilețele. Hai, uite-te. Nu le-am văzut. Sunt de distanță, nu? Da, sunt de distanță. Degeaba, trebuie să-mi schimb. Distanță. Când ajung degeaba, înapoi la degeaba, București, de mă duc la oftalmolog. Hai, mergem amândoi. Hai. Brânză, avem ciuperci, bun. Aveam cele necesare. Lei. Carne. Da, ficăței. Ficăței nu văd, să știu. Am găsit destule ingrediente. Numai mai puțin mai cele puțin, trei da, pe care ne le-a dat Irina din mărinimia ei. We want, if it is possible, chicken liver. Nici ouă. Eggs. N-am găsit absolut nimic din cele trei. Ficăței, rodie și ouă. Because we grow animals and vegetables and all this, I keep some fresh stuff down by the farm. So it's too far? We can walk there. Deci le-a zis doamna că e o mică fermă și că trebuie să mergem să luăm de acolo cele trebuincioase. Am mers frumos, am zis să vezi când o să urcăm, pentru că ferma e în coborâre față de view-ul ăsta mișto. So, here we are! Wow! Wow! Here we are! Do you have horses? Yes, there are 10 horses and they're named after the Limnian mythology. The queens, the gods, we have Hephaestus. De fapt, este o fermă de cai. Cu de toate. Da. Și am găsit acolo și legume și ouășoarele care ne trebuiau. Ai urmărit Șefi Fără Limite. Călătoria culinară continuă și în ediția viitoare. Alături de Lidl, meriți să fii surprins.